În această perioadă de criză, majoritatea medicilor reușesc cu greu să se bucure de viața de familie. După turele chinuitoare, ei ajung acasă obosiți și petrec tot mai puțin timp cu cei dragi. Pentru ca lucrătorii medicali să ajungă mai repede acasă, o companie de taxi din Chișinău oferă curse gratuite de la spital la domiciliu. Taximetriștii spun că sunt foarte bucuroși că le pot fi de ajutor celor care au mai mult decât oricând de susținerea noastră. Petru Dobrojan este asistent medical la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală și la ora 9 dimineața tânărul a ieșit din tura de noapte. A fost o noapte deloc ușoară, întrucât solicitările cresc pe zi ce trece. În ultimul timp avem destul de multe solicitări în cursul nopții. Oamenii vin, chiar și pacienți care nu au suspecții la corona. Așa cum nu-l mai ajung puterile, tânărul a decis să apeleze la serviciile companiei de taxi. Alo, bună ziua! Am nevoie de un taxi la spitalul de urgență. Da, mulțumesc mult! 5 minute de așteptare și taximetristul a sosit la datorie. Bună ziua! Da, bună! Taxi pentru medic? Da, bineînțeles! În pofida faptului că taximetriștii acum nu prea au de lucru, iar venitul le este înjumătățit, ei spun că sunt bucuroși că măcar în așa mod îi pot mulțumi pe medici. Măcar din toate posibilitățile care le aveam, măcar ceva cum să ajutăm medici, așa, obosiți, lucrează, cred că, supra ore de lucru. Așa că, măcar din cât putem noi, măcar ceva să le ajutăm și noi. Nu astăzi însărăcim, eu cred că, dintr-o călătorie cu medici care ajută oamenii, care situația e destul de gravă. Medicii apreciază solidaritatea, mai ales acum, în perioada de epidemie. Consider că este o idee generoasă pentru a oferi așa ceva. Vin adică în ajutorul medicilor, măcar cu ceva. Medicii când ies obosiți din gardă, nu mai au puteri să se deplaseze acasă. Le sunt mulțumit pentru asta. Campania de susținere a medicilor prin oferirea călătoriilor gratuite a început acum câteva zile, iar pe zi ce trece, numărul solicitărilor este în creștere. Beneficiarii sunt medicii care sunt nemijlocit implicați în tratamentul și supravegherea bolnavilor de coronavirus. Astfel, celor 4 instituții medicale din țară care au în grijă astfel de pacienți le-au fost împărțite peste 1500 de tichete de călătorie, în baza cărora medicii pot călători gratuit. Deci este important la solicitarea comenzii să spună că este medic. La prezentare este important să prezinte o legitimație, dar ca și document confirmativ, dacă putem spune așa, este și acest card care confirmă dreptul de a efectua această călătorie. Călătoriile sunt orientate spre medicii nemijlocit implicați în lupta contra coronavirus. Ne bucurăm că putem să fim alături de medici. Până acum, peste 20 de medici au beneficiat de curse gratuite. Pe lângă aceasta, pe rețelele de socializare au apărut 10 de anunțuri și din partea voluntarilor, nu neapărat taximetriști, care se oferă să transporte medicii gratuit în orice moment al zilei.